căpșunica, ea e căpșunica, căpșunica prăjiturica. Știu o fetiță, e dulce ca-n povești, nu este nimeni ca ea. Prietenă bună, cum rar ai să găsești, e însăși dragostea. E minunată, n-ai cum să nu o îndrăgești. Căpșunica. Să dansăm. Vino, budincuță, hai de brioșă, să mergem! Ceva? Brioșă crede că poate dansa ca tine, însă eu cred că are patru labe stângi. E nevoie de exercițiu, Brioșă. Încearcă. Ta-da! Sincer, căpșunica, acum nu-și fă grășnis. Te oprești vreodată din dans? Budincuță, cum să nu dansez într-o zi ca asta? Păsărelele ciripesc, vântul adie ușor, ca o muzică, așa că îmi vine să dansez. Așa, Brioșă! Și vouă vă place să dansați? Știu niște povești despre dans, dacă doriți să vi le spun, haideți la mine! Și am să vă povestesc cu bucurie! Iată! În povestea asta, eu și prietenii mei am aflat câte se pot realiza dacă îți dai silința. Știți? Cu puțină muncă puteți face lucruri uimitoare și puteți ajuta și pe ceilalți să facă astfel de lucruri. Budincuță, Brioșă, ia priviți! Asta încă nu e coaptă, Brioșă. Nici o grijă, se coace în curând. Căpșunica! Bună, căpșunica! Wow! N-o să-ți fie ușor să culegi toate căpșunele astea. Sper că plăcintarul purpuriu nu află că se adună recolta. Da, știți că imediat ar pune labele pe o astfel de bogăție. Da, el și sora lui, strugure acru, sper să fie cât mai departe de noi. Mai țineți minte când i-am văzut ultima dată? Răutăcioasa de strugure acru e alergică la florile de căpșună. Da, a plecat de aici tot strănutând. Trebuie doar să am grijă de câteva lucruri, așa. Și sunt gata. Te ajutăm și noi, căpșunico? Sigur! Și terminăm mai repede dacă muncim împreună. Eu am niște muzică și vom avea și mai mult spor. Spune-ne ce să facem. Păi, apucați de un lujer, așa ușor. Prindeți-l de stâlp și bateți din picior. Puțină apă, apoi vă rotiți, găsiți un alt lujer și din nou porniți. Orice buruiană o smulgeți pe loc. Luați-vă partenera și intrați în joc. Oh, dar ce fac acolo? Ce fac? Ce fac acolo? Dansează!
Ar trebui să aibă grijă de recolte. Totuși, noi cât mai trebuie să stăm aici? Imediat ce au adunat recolta, încărcăm fructele la bord și pornim spre casă. Și cât va dura asta? Dacă muncești din greu, vom fi gata imediat. Nu muncesc eu din greu, plăcintarule! Ha! Însă tu nu mă apreciezi deloc, nu recunoști niciodată. Oh, n-aș reuși fără tine, strugure acru. Ah, da, îmi ești de mare ajutor, strugure acru. Haide, plecăm. Când mi-ai spus ultima oară, aș vrea să-ți mulțumesc, strugure acru. Bine, dacă asta te mulțumește, ți-o spun. După ce terminăm cu căpșunele acelea. Foarte bine. Nu e așa că e perfectă? Ce deserturi minunate vor ieși! Ia chestia asta, hap-șup, din fața mea! Nu vreau să o ating! Nici nu vor ști că le furăm, vor fi prea buimăcite. De ce? Asta e treaba ta! A mea? Munca a fost distractivă! Căpșunica, de unde ai atâta energie? Păi, uneori nu mă pot opri. Picioarele îmi dansează singure. Pe mâine! Pa! Pe mâine! Da, pa! Sigur, ne vedem mâine. Nu se poate opri, nu? Dansează continuu. Dar mi-a venit o idee. Ai pus vreun plan la cale? Dansul! Am să deschid un studio de dans și le voi ține pe micuțe ocupate cât timp voi șterpeliți recolta. Uneori dansez! Or să te recunoască imediat. Nu și dacă mă deghizez. Le voi învăța un dans dificil pe care nu-l vor prinde niciodată. Ce-i asta? Ciocolatia, ce crezi? Ca să vezi! Sună interesant! N-am mai încercat așa ceva până acum! Pare foarte amuzant! Ce este? Madame Rita Rutabaga anunță marea deschidere a unui studio de dans! Învățați dansul Rutabaga! Oare cum va fi? Ați mai încercat așa ceva? Nu, dar tu! Nu pot spune că am încercat, dar cred că va fi amuzant. Mă prezint, eu sunt Madame Rita Rutabaga. Iar dacă faceți cum vă spun eu și vă străduiți, vă voi învăța dansul Rutabaga Boogie. Iată, uite ce de căpșune, numai bune de-a fi culese. De unde oare să încep? Hei, domnule! Hei, vă cunosc de undeva? Poate. Sunt inspector la agricultură, inspectez căpșunele. Dar tu cine ești? Eu sunt Huckleberry. O caut pe prietena mea, Căpșunica. Da, desigur, te așteaptă la studio. Mi-a spus să-ți transmit mesajul, grăbește-te. Oh, stați așa, ce studio? Noul studio de dans. Oh, nu, eu nu, nici vorbă, ați greșit persoana. Eu nu dansez. Ce păcat. Un dansator bun are mare succes în viață. Pentru că toată lumea adoră dansatorii. Cred că știi asta. Nu, eu nu știam asta. Ei, grăbește-te, încă mai poți ajunge la timp. Țineți picioarele întinse, așa. Ochii în față, drăguțo. Concentrează-te bine. Huckleberry aici? Încă un elev. Vino, vino. Ora a început. Nu mâncați căpșune? În clasă! Vino, drăguțule! Eu? Adică, eu... Nu! Rutabaga Boogie e cel mai dificil și cel mai minunat dans din lume! Trebuie să faceți exact cum vă spun! Trebuie să exersați, să exersați și iar să exersați! Apoi să exersați din nou!
Așezați-vă frumos, dragilor. Tu, stai aici. Tu acolo. Tu aici, aici și aici. Acum pe vârfuri. Toată șarada asta e stresantă pentru mine. Mă bucur că se va sfârși în curând. Curând? Îmi trebuie o săptămână ca să culeg toată recolta. Trebuie să-i ții ocupați pe răzgheiați. Ai spus o săptămână? Picioarele! Mai sus! Mai sus! Doamne, n-o să pricep niciodată. Nici eu, e de-a dreptul complet imposibil, eu renunț. Bine, bine, drăguților, ați obosit, vă înțeleg. Să facem o pauză. Cred că iar am dezamăgit-o. Da, și e numai din vina mea, îmi pare rău. Nu-i nimic, Ghimbira, e nevoie de timp. Dar vom reuși, dacă exersăm. Nu știu ce să zic, Căpșunico. Haide, Huckleberry, mai încearcă o dată. Hai să vezi. Chiar crezi asta? Sunt foarte sigură. Dați ce puteți, nu vă lăsați deloc. Ritmul îl păstrați, chiar dacă o fi pară și foc. Vom munci zi de zi, trebuie să exersăm. Fiindcă doar așa mișcările învățăm. Mișcările trebuie învățate, mișcările trebuie controlate, mișcările trebuie exersate. Nu renunțăm, ci dansăm cu toții. Cum să ne mișcăm pe ritm, când ritmul-i fluctuant? Asta ține de bioritm și poate fi extenuant. Însă viața e ca dansul, se întâmplă să și cazi. Dar mai încerci o dată și bine crezi. Mișcările trebuie învățate, mișcările trebuie controlate, mișcările trebuie exersate. Nu renunțăm, ci dansăm cu toții. Uneori se întâmplă să greșim pașii, să-i uităm. Firea trebuie doar să ne o păstrăm și să dansăm. Atunci mișcările le-am învățat, mișcările le-am controlat. Continuu trebuie să ne mișcăm, iar dacă exersăm, dansul îl învățăm. Iar dacă exersăm, iar dacă exersăm, iar dacă exersăm, dansul îl învățăm. Bine, bine, foarte bine! Progresez, însă nu e deloc ușor. Mâine dă-le ceva să-i ții ocupați. Apoi vino pe câmp să mă ajuți, ai înțeles? Bine! Oh. Drăguților! Fiindcă v-ați străduit atât de mult, vom organiza un recital de dans. Poi mâine vă puteți invita prietenii să vină să vadă ce ați învățat. Ce amuzant! Super, am reușit! O, da, abia aștept! O, da! Sunt foarte mândră de voi toți, drăguților! Cum ești? Plăcintarul! Dar mai întâi trebuie să mă ocup de ceva. Continuați să exersați! Ce-a durat atât? Avem treabă! Fă-o singur! Micuții aceștia au muncit din greu și n-am de gând să-i dezamăgesc. Nu ai de ales, nu ai nici vorba. Trebuie să mă ajut să fur căpșunele. Ba nu, n-am să te ajut deloc. Oare cum se vor simți când vor afla cine ești de fapt? Nici vorbă, nu trebuie să afle niciodată. Dar vor afla, vor afla că i-ai mințit. Le voi spune chiar eu dacă nu mă ajuți, ai înțeles? Oh, tu erai, Căpșunica, cu ce te pot ajuta, dragă? Voiam doar să ne pregătim puțin înainte de oră.
Vrem să învățăm dansul bine. Sperăm că ne veți ajuta, Madame Rutabaga, fiindcă știm că vom reuși. Sigur că da, drăguților! Intrați! Poftim, asta e pentru dumneavoastră. Oh, dar ce drăguț! E tort întors cu căpșune. E alergică la căpșune? Scuzați-mă. Oh, desigur. Sunteți o pasăre în zbor, o briză printre crengi. Strugure acru s-a îndulcit. Briză printre crengi. Ce tot cări acolo? Poftim? Dar a avertizat-o. Pe mine trebuie să mă ajute. Vino aici. Continuați, e bine, e foarte bine. Dansați splendid. Ce crezi că faci? Trebuia să fii pe câmp, să mă ajuți. M-am răzgândit, plăcintarule. Nu mai fac așa ceva. Micuții aceștia s-au străduit atât de mult. N-am de gând să-i dezamăgesc. O fac eu în locul tău. Nu, te rog, nu. Le voi spune ce fel de persoană ești, de fapt. Bine, dă-mi puțin timp. Vin imediat. Dacă nu ești pe câmp în 5 minute, mă întorc. Oh? Ha? Ha? Ce s-a întâmplat cu muzica? Ce e? De ce ne oprim? Ce faceți? Ha? Drăguților, trebuie să vă spun ceva. Nu sunt cine credeți voi că sunt. Eu nu sunt Rita Rutabaga. Ei, lasă! Glumiți, ești strugure acru. Exact! Cum? Plăcintarul plănuiește să vă fure căpșunele în timp ce voi dansați aici cu mine. Nu sunt profesoară, m-am prefăcut și îmi pare foarte rău. Știam eu! Stai puțin! De fapt, chiar ești profesoară, domnișoară, chiar una foarte bună. Tu ne-ai învățat pe toți să dansăm. Nu a fost ușor, însă ai reușit. Dar a fost o șmecherie ca să vă jefuim. Dar poate că există o soluție, cu ajutorul tău. Ah, iată-te în sfârșit, haide, am nevoie de ajutor. Ajută-mă să încarc căpșunele. Haideți, prieteni, să mergem! Atenție! Trebuie să ne iasă toate mișcările! Durează prea mult! Eu le încarc, iar tu termină treaba! Da, tocmai asta voiam să-ți sugerez. Poftim, micuțo! Mulțumesc! Dar oare cum o să reușim să facem rost de restul? Vom reuși dacă vom încerca. Acum! Trebuie să punem ceva în coș după ce scoatem căpșunele. Ha? Privește acolo! Perfect! Așa, cea din urmă căpșună. Mă ocup eu de ea. Parcă spuneai că nu te atingi de ele. Poți face multe dacă încerci. Ia-o, repede! Ha-ci! Mulțumesc foarte mult! Haide, trebuie să le ducem la vaporaș. Di! Oh, am uitat! Trebuie să fac ceva înainte de a pleca. Ce tot vorbești? Abia așteptai să pleci. Ne vedem la vaporaș. Să ne grăbim. Oh, Doamne, ce grozav! Bună, brioșă! Ha? Priviți, prieteni, cred că am ajuns exact la timp. Un vis noi am visat, împreună l-am realizat.
dansăm împreună, dansăm, dansăm de bucurie, dansăm, am învățat, dansăm cu veselie, dansăm împreună, dansăm. Acum știm să dansăm. Pe scenă iată-ne și vrem să-i mulțumim. Domnișoare strugure, dansăm, suntem în stare, dansăm, am învățat, dansăm, fiecare dansăm împreună, dansăm, dansăm, suntem în stare, dansăm, am învățat, dansăm, fiecare dansăm împreună, dansăm, 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 împreună noi dansăm! Bravo! 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 Ura! Pa! Mulțumim că ați venit! Chiar trebuie să plecați, domnișoară strugure! Da, din păcate, plăcintarul va afla în curând că... Floarea soarelui! Nu pot face plăcinte cu floarea soarelui! S-ar putea să fie nevoie să-l calmez. Ei, mulțumesc mult pentru tot ce ați făcut! Nu, eu vă mulțumesc! Pentru un moment chiar am fost pasăre în zbor prinsă printre crengi. Am fost foarte, foarte fericită. Unde sunt căpșunele mele? Oh, e timpul să plec. Adio, drăguților! Pa! Cu bine! Pa! La revedere! Pa! Să ne revedem cu bine! E uimitor ce putem face când ne străduim, așa-i? Cred că mai e o poveste despre dans. Dacă doriți o ascultați... Sigur că da, căpșunica. Așa-i, brioșă? Iată! E cu o prietenă foarte specială. Ți-o mai amintești? Oh, sigur că mi-o amintesc. Totul a început într-o dimineață foarte friguroasă. Prima zăpadă căzuse cu o noapte înainte, iar tot ținutul căpșunelor era acoperit de o mantie scânteietoare. Haide, Budincuță! Vino, brioșă! Stați, vă rog, așteptați-mă! Totuși, unde goniți așa? Vreau să văd dacă a înghețat balta. Ar putea fi prima zi la patinaj. Ce e, brioșă? Spune că știe o scurtătură, iar mie-mi convine. Haide, arată-ne drumul. Căpșunica, pune-ți patinele! Uite ce dans am inventat! Parcă ar semăna cu baletul, dar totuși nu e! Patinezi foarte bine, Angelica! Uite ce am descoperit eu! Am văzut fulgi suflați de vânt, așa! Sunt fulg de zăpadă! Fiți atente la ce știu eu să fac! Eu sunt un robot! Știți? Toate patinați foarte interesant! Să organizăm un spectacol pe gheață! E o idee grozavă, căpșunica! Perfect! Da, de ce nu? Eu aș putea monta niște scaune acolo! Iar eu pot face un afiș! Eu mă ocup de sucuri! Iar tu poți dansa faimosul tău dans, căpșunica! Da! Haide, căpșunica, arată-ne-l! Ei? Bine! Cine-i fata cea mai dulce și isteață? Cărea florile îi se deschid în față. Ea e căpșunica, priviți-o cum se dă pe gheață. Este dansul, dansul ei, dansul căpșunicii, dacă vrei. Este dansul, dansul ei, dansul căpșunicii, dacă vrei. Cine are stilul înflorat și fructele îi zâmbesc în miresma? Căpșunica, priviți-o cum s-a lansat. Este dansul, dansul, dansul ei, dansul căpșunicii, dacă vrei. Este dansul, dansul ei, dansul căpșunicii, dacă vrei. Chiar dacă ai un vis de împlinit, ia-o pas cu pas și
și negreșit. Reușești fiind pe nestrăduit, vechi mai bun, zi de zi, da, mult mai bun, zi de zi. Cine cea care te face să zâmbești? Cea care te învață viața să o trăiești? Ea e căpiunica, fata din povești. Este dansul, dansul ei, dansul căpșunicii, dacă vrei. Este dansul, dansul ei, dansul căpșunicii, dacă vrei. Fii mult mai bun zi de zi, zici că lumea e a ta. Da-ta, 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 ca și căpșunica. Fabulos! Nu există nimeni care să patineze ca și căpșunica noastră. Ei? Cred că trebuie să mergem la masă. Știți cumva cine e? Ne urmărește de ceva vreme. Nu, nu știu. N-o recunosc. Dar cine poate fi? N-am mai văzut-o până acum. Nici eu n-am văzut-o. Oare ce vrea? Haideți să aflăm și să rezolvăm misterul. Hei! Bună! Bună! De ce ai fugit de noi? De ce m-ați urmărit? Pentru a afla de ce ai fugit. Oh, păi... Eu sunt Căpșunica Prăjiturica. Ea e Angelica, Floare de Portocal și Ghimbira. Bună! Iar ei sunt Brioșă și Budincuță. Eu sunt Caisa. Încântată de cunoștință, Caisa. Dorești să vii cu noi la masă? Oh, da, bineînțeles, ar fi super. Să mergem! Mai vrei un sandviș, Caisa? Da, mulțumesc! Caisa, tu unde anume locuiești, ha? Păi, știți muntele cel mare dintre acolo? Da. Unde e castelul? Acolo stau eu. Locuiești într-un castel? Trebuie să mă vizitați, e super! Organizez multe petreceri. E de-a dreptul fantastic! Super fantastic! N-am mai avut prieteni care să locuiască într-un castel. Păi, acum aveți. Desigur, nu e chiar așa de distractiv să locuiești într-un castel. Adică, sunt cam 40 de camere. Curățenia durează o veșnicie. Da, așa e. Nu am gândit la asta. Dacă tot ești aici, ce-ar fi să patinezi cu noi, Caisa? Patinăm zilnic când balta e înghețată. Mi-ar face mare plăcere. Grozav! Ne vedem mâine dimineață în parc. Ei, mulțumesc pentru masă. Pe curând! Cu mare plăcere! Pe mâine! Pa, pa! Pa! Pot să te conduc până acasă? Nu, e în regulă. Dar, hei, mulțumesc! Cred că o iau pe drumul lung. Pa! Oh, foarte bine! Cu bine, Căpșunica! La revedere! Ei bine, recunosc, nu e chiar un castel, însă e dulcea mea casă. Căpșunica, crezi că astăzi va veni și Caisa? Nu știu, însă sper. Haide, să ne încălzim! Iată! Haide, Caisa! Abia am început! Ai mai încercat să dansezi pe gheață? Oh, sigur! Patinam înainte să învăț să merg. Îți arătăm câteva din dansurile pentru spectacolul nostru. Vrei să începi, Angelica? Cu mare plăcere! Da! Bravo, Angelica! A fost super! Foarte bine, Angelica! Bravo, Angelica! Acum arată-i cum dansezi tu, Căpșunica! Păi bine, dansul e cam așa. Ai mai văzut vreodată așa ceva? Dansul ei va fi atracția principală. Ura! Bravo, Căpșunica! Minunate mișcări! Bravo! Bravo! Ești cea mai bună, bravo! Căpșunica! Asta e floare la ureche. Serios? Chiar pot? Sigur, chiar cu ochii închiși. De fapt, știam să patinez așa când aveam 4 ani. Am câștigat și o medalie de aur. Hei! Ai putea să dansezi din spectacol. Dar, Căpșunica, pregătești dansul ăsta de o veșnicie. Știu, dar ar fi minunat să o primim astfel pe Caisa printre noi, nu credeți? Băi, cred că da. Ce spui, Caisa?
Vrei să faci asta? Păi... haide, va ieși minunat! Păi... sigur, de ce nu? Da! Da, da, aștept să te văd! Minunat! Da! Da! Cum? Nu poți lăsa să-ți danseze dansul Căpșunica! De ce, Budincuță? Pentru că... ceva nu-mi place la ea, de aceea. Totuși, un castel, 40 de încăperi, tu chiar o crezi, Căpșunica? Păi, Budincuță, nu-mi pasă unde locuiește. Nu m-ar surprinde să fi inventat totul. Haide, acordă-i o șansă, cred că îți va plăcea de ea. Mă gândeam să ne prezentăm dansurile acolo. Am putea pune 3 rânduri de scaune chiar acolo. Super, să trecem la treabă. Eu îmi iau ciocanul și firezul. Eu pregătesc decorațiunile. Iar eu prepar sucurile. Îmi dai, te rog, pazia aceea, Căpșunico? Lasă, eu dau eu. Bună, Caisa. Mersi. După ce terminăm aici, vom repeta. Ce spui? Aceea e pentru cornișă, Caisa. Aia e pazia. Da, știam asta. Eu termin în partea aceasta. Caisa, tu știi să construiești? Nu-i nimic dacă nu știi. Oh, sigur! Am luat câteva ore de tâmplărie la o universitate foarte faimoasă. Hopa! Oh, oh! Ai nevoie de ajutor, Caisa? Oh, cuiele acestea, cred că sunt prea ieftine. Așa, în sfârșit, super grozav. Oh, e o muncă excelentă. Mersi, Ghimbira. Cred că am putea continua cu decorațiunile. Da, sigur, grozavă idee. Ajut cu plăcere. Da, și eu. De ce a spus că știe când habar nu are? Cred că vrea să ne impresioneze. Am făcut o treabă foarte bună. Acum, haideți să repetăm. Să ne punem patinele. Hei, dar unde-i Caisa? Și ea trebuie să exerseze. Oare unde a dispărut? Era aici adineaori. Începeți voi, eu merg după ea. Caisa! Oh, bună, Angelica, ce e? Ai uitat cumva? Acum trebuie să repetăm dansurile pe gheață. Oh, da, sigur. Dar nu pot. Am ceva de făcut. Oh, bine. Însă vin mai târziu, bine? Da, sigur, Caisa. Și oricum nu am nevoie de repetiții. A fost o repetiție reușită. Am întârziat? Da, din păcate. Se va întuneca. Ei, nu e așa mare lucru. Sper să ai timp să repeți, fiindcă avem o mare surpriză pentru tine. Ce anume? Am făcut posterul. Tu vei fi vedeta spectacolului. Oh, ce super grozav. Atenție, mâine e marele spectacol. Ne vedem de vreme. Pa! Bine, pe mâine. Abia așteptam emoții. Caisa? Ce e, Căpșunica? Voiam să știu dacă totul e în regulă. Oh, păi da, totul e super grozav. De ce n-ar fi? Dorești să vorbim despre ceva? Păi, nu. Pe mâine. Haide, brioșă. Aș o vedea. Meniume. Budincuță, să mergem. Stai puțin, brioșă. Cred că ceva nu este în regulă. Și trebuie să aflăm ce anume. E cineva acolo? Cred că nu. Haide! Hei! Am vedenii. De ce ai intrat acolo? Unde e castelul cu 40 de camere?
Cred că trebuie să-i spunem căpșunicii. Sunteți siguri că aici locuiește? O, da, suntem siguri. Vrei să intri să discuți cu ea, căpșunica? O, nu! N-aș putea face asta. Trebuie să-mi promiteți că păstrați secretul. Dar de ce? Fiindcă ea trebuie să ne spună. Bine, căpșunica. Va fi un spectacol grozav! Credeam că nu mai vine ziua aceasta. Sper că imediat va sosi Caisa. Cred că nici n-a apucat să repete, nu-i așa? Iar acum e mult prea târziu, a sosit publicul. Căpșunica, vrei să merg să o caut? Noi știm unde stă, putem merge noi după ea. Bună, prieteni, priviți! Am alunecat pe zăpadă și m-am cam lovit la picior. Regret, dar nu pot participa la spectacol, nu cu piciorul ăsta. Dar toată lumea aștepta să te vadă. Da, tu trebuie să fii starul spectacolului. Regret, însă abia reușesc să merg. Mă doare tare rău. Ar putea dansa căpșunica dansul principal. Păi, da, aș putea. Pune-ți repede patinele, fiindcă începem. Dragi prieteni, vă urez bun venit la primul spectacol de patinaj pe gheață din Ținutul Căpșunelor. Căpșunica prăjiturica. Da, a fost grozav, căpșunica. Mulțumesc, Caisa. Nu te mai doare piciorul? Piciorul? Cârjele. Nu pot merge fără ele. Ce se întâmplă, Caisa? Credeam că nu poți merge. Spuneai că te doare tare piciorul. Da. N-am nimic la picior. N-am putut patina, fiindcă nu știu să o fac. N-am patinat în viața mea. Nici ore de tâmplărie n-am făcut. Și nu locuiesc într-un castel. Îmi pare foarte rău. De ce ai inventat toate acestea? Am vrut să vă placă de mine. Voiam să vă fiu prietenă. Dar Caisa, prietenii trebuie să fie sinceri. Trebuia să ne spui adevărul. Oricum ne-ar fi plăcut de tine. Hă? Căpșunica. Atunci să le facem pe plac. Haide, Caisa. Căpșunica, stai. Nu pot. N-am mai dansat pe gheață niciodată. Adică aș putea patina, însă nu știu să dansez pe gheață. E ca orice dans. Lasă-te doar în voia muzicii. Un prieten, vrea un prieten, unul adevărat. Vrea un prieten, doar un prieten, unul de neuitat. Vrem prieten cât mai bun, nu să ne fie nouă bine. Vrem prieten, nu promisiuni, vrem un prieten.
un prieten. Nu vrem să ne simțim mințiți. Nu ne lăsăm păcăliți, nici de furie orbiți. Fiți sincer, real, adevărat. Vrem prieteni pe toată viața. Nu trebuie să fie 50. Prietenia strălucește ca o stea. Vom fi prieteni pe veci. Vrem un prieten, unul loian, prietenul mult visat. Ești perfect, nu te vinzi, când sufletul-ți deschizi. Fii sincer, real, adevărat. Fiindcă noi vrem să te știm. Fantastic! Super grozav! Mi-ai luat vorba din gură! Ai putea rămâne o vreme să învățăm niște dansuri! Da, mi-ar plăcea! Mulțumesc! Vă mulțumesc că ați fost bune cu mine! Așa sunt prietenii adevărați! După toate acestea, Caisa a fost un prieten adevărat și încă mai e! Sper că v-au plăcut poveștile mele. Și sper că veți vrea să mai ascultați și altele, oricând doriți. Pa, deocamdată! Au dublat în limba română actorii Carina Chereji, Ioana Dagău, Mihaela Gherdan, Mirela Corbeanu, Anca Sigmirean, Richard Balint, Paul Zurbău, Iulia Tohotan, Carina Marin, Florian Silaghi. Traducerea și adaptarea Cristina Șec. Dublajul a fost realizat de Zone Studio Oradea.